Jucătorii echipei Rapid Gidigici au revenit acasă din primul cantonament petrecut în Turcia. Chiar dacă nu au strălucit pe teren, fotbaliștii au dat lovitura în magazine. Aceștia au cumpărat cadouri pentru toate gusturile, încercând astfel să mai îndulcească amarul înfrângerilor din Antalya. Parfumuri multe am luat. Ce am mai luat? Căleană am luat. Să fumăm acasă. Mamei am luat. Da, mă, pentru femeie am luat. Chestii personale. Девушки подарки, я себе купил вещи, так маме кое-что купил. Nu, nu vreau să spun. Fotbaliștii și staful tehnic al echipei au fost cazați în unul dintre cele mai luxoase hoteluri din Antalya. Hotelul ăsta l-am prins încă și în perioada când eram la Zimbru. În Turcia toate hoteluri sunt bune. Acolo noi nu ne ducem la hotel. Сидели в интернете, там развлечения были, бильярд, так что находили чем заниматься. Не скучно было, хорошая гостиница да была. Lotul Rapidului a revenit fără antrenorul Sergiu Secu. Tehnicianul a rămas în Turcia, unde în aceste zile au loc cursurile de pregătire pentru licența pro. Militarii au disputat 8 meciuri în Turcia, înregistrând 2 victorii, o remiză și 5 înfrângeri.